liniștiți în casa de rugăciune, ne aducem aminte din nou de ranele Domnului Iisus Hristos. Cântare veche care spune: Cel ce te-ai deschis mie, stâncă de mântuire, lasă apa și acel sânge, care din coaste îți curge sufletul să-l mântuie, de păcat să mă spere. Cel ce te-ai deschis mie, stâncă de mântuire, lasă apa și acel sânge, care din coastă-ți curge sufletul. Mulțumim, Doamne, pentru sângele vărsat pentru fiecare dintre noi, Chiar, pentru Doamne. Iertarea păcatelor. Da. Și în această zi specială în care ne amintim din nou de sacrificiul suprem, fă-ne încă o dată parte de vizita ta deosebită Chiar, în Doamne, mijlocul Doamne. Nostru. Nu dorim ca să fim doar o grupare de oameni care se strâng aici, ci dorim ca să ne întâlnim cu tine. Dorim Chiar, ca Doamne. Să fii prezent în mijlocul nostru prin Duhul tău Amin. Cel Sfânt. Și dacă astăzi sunt inimi împovărate, te rugăm prin puterea Sfântului Duh să ne eliberezi pe fiecare te dintre rugăm, noi de orice lucru care nu este după voia ta. Amin. Orice lucru care împiedică, Doamne, ca relația noastră cu tine, Doamne, să fie curată, adevărată, reală. Orice mască care încearcă să ascunde aceste lucruri, în numele Domnului Iisus Hristos, alungă-o de pe rugăm, fețele noastre.
Dă-ne, Doamne Iisuse, puterea ca să recunoaștem atunci când greșim. Dă-ne, Doamne, puterea să ne ridicăm atunci când cădem. Fii Tu Cel care ești de partea noastră. Tu care ești Dumnezeu mare. În numele Lui Iisus Hristos Cel răstignit ne-am rugat. Amin. Vă rog să rămâneți în picioare și aș vrea să deschidem cuvântul Domnului pentru citirea a două versete la Epistola Sobornicească a lui Iuda și vom citi versetele 20 și 21, pagina în Biblie 1205. Iuda, un singur capitol are Iuda, vom citi de la 20 până la 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă supletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Și vom mai cânta o cântare înainte ca să primim îndemnurile pentru rugăciune. De păcat, ce m-ar spăla numai sângele lui Iisus? Yes.
diavolului. Înainte ca să spun orice, vreau să spun mărit să fie Domnul. Amin. Sunt oameni care trec prin încercări în aceste momente. Aș vrea să nu uităm pe sora Camelia. Săptămâna aceasta a fost o săptămână mai grea pentru ea. Fratele Aurel m-a sunat în dimineața aceasta. Haideți ca biserică să-i susținem pe brațe de rugăciune. Nu știu câți îl cunoașteți pe Iacob Brâncovan. Poate ați auzit numele ăsta. Dânsul este păstor cu muzica în Hickory. Doi părinți au plecat la Domnul în timp de o săptămână. S-a dus acasă să-și îngroape mama și tatăl lui a murit peste o săptămână. Am vorbit aseară cu el și am spus, știu ce înseamnă să plece un părinte acasă la Domnul și să nu-l mai ai, dar să-ți plece amândoi, așa pe nepusă masă, cum zicem noi, e foarte greu. Și cât ești de păstor și cât ești de om care conduce în închinarea, ai o inimă și lucrurile astea se pun acolo. Și am zis că ne rugăm și pentru el și pentru familia lui. În dimineața aceasta am ales două versete și în aceste două versete cuvântul Domnului ne dă patru învățături și cred că patru lucruri pentru care ne putem ruga. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Cele patru lucruri care le-am văzut în cuvântul Domnului, zidiți-vă, primul, zidiți-vă pe credința voastră prea sfântă. Și am găsit două versete aici, în cuvântul Domnului sunt multe despre credință, le știți și voi. Asta mi-a plăcut mult, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Dar credința vine cum? În urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Și așa ca o cercetare pentru noi, ca și oameni, nu contează unde te duci, în ce biserică mergi, pe cine asculți, ne-am obișnuit să spunem, omul acela care în față n-are nimic de spus. Nu, el nu are nimic de spus, dar cuvântul Domnului are. Amin. Ne-am obișnuit să spunem, dacă nu predică persoana cu tare, nici nu mă interesează. Dar nu persoana cu tare predică, predică Domnul Iisus prin el. Și are întotdeauna să ne spună ceva. Credința vine în urma auzirii. Mă întreb, când noi venim la casa Domnului, oriunde, în orice casă de rugăciune, și ședem pe bănci, și cuvântul Domnului este predicat, și noi facem alte lucruri și ne gândim la alte lucruri, oare cuvântul ăla intră în noi? Auzim noi cuvântul ăla prin care vine credința asta despre care în Iuda se vorbește și spune, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Sau credem noi că credința asta care a fost dată tatălui meu, mamei mele, o am și eu așa prin DNA transmis. Nu. Haideți, ca și biserică, fiecare în parte, eu m-am gândit la mine, vreau să mă zidesc pe o credință prea sfântă. Și asta înseamnă că am respect când se rostește cuvântul Domnului. Că îl rostește fratele Cristi, că îl rostește fratele Puiu, că îl rostește fratele Dorin, oricine ar fi. Dacă rostesc cuvântul Domnului, sau oricare dintre noi, dacă cuvântul Domnului este rostit, vreau acela să-mi atingă inima, vreau acela să-mi atingă mintea, pe acela vreau să-mi zidesc viața mea. Aceasta este credința prea sfântă. Al doilea lucru, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Așa de mult îmi place lucrul ăsta și nu știu să vi-l explic, dar când te rogi prin Duhul Sfânt, știi că nu te-ai rugat tu, știi că n-ai rostit doar niște cuvinte, niște vorbe care le-ai aruncat afară, știi că Duhul s-a rugat prin tine. Sunt multe lucruri legate de lucrul acesta, sinceritatea noastră, curăția noastră, Duhul Sfânt. Nu te poți ruga prin Duhul Sfânt dacă trăiești o viață dublă. Nu te poți ruga prin Duhul Sfânt
dacă în timpul săptămânii ești o persoană și duminica în casa Domnului ești alta. Poți să zici lucruri, poți să zici vorbe, dar nu te poți ruga prin Duhul. Nu te poți ruga prin Duhul când atitudinea ta nu arată-i pe departe de a fi atitudinea unui copil de Dumnezeu. Nu te poți ruga. Haideți și în dimineața aceasta, așa slab și neputincioși cum suntem, să-i cerem Domnului: Doamne, când deschid gura la ora de rugăciune, când deschid gura acasă cu familia mea, vreau ca Duhul Sfânt să mă inspire. Amin. Vreau ca Duhul Sfânt să rostească cuvinte prin mine. Amin. Dar asta înseamnă, trebuie să trăiesc așa cum vrea El. Mai vrea cineva să trăiască așa cum vrea Duhul să fim? Mai vrea cineva să fie curat pentru Domnul? Mai vrea cineva să nu mai trăiască în minciună? Mai vrea cineva să nu mai trăiască în dublu act? Mai vrea cineva? Mai vrea Biserica lui Hristos de astăzi, că suntem puțini, că suntem mulți, că suntem în locația asta, suntem în altă locație, mai vrea Biserica lui Hristos atunci când se adună la rugăciune să se roage prin Duhul Sfânt? Mai vrem? Mai vrem lucrul ăsta? Vrem. Cred că vrem. Punctul numărul 3. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Așa spune versetul 21. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Asta scrie în 2 Tesaloniceni 3:5. M-am întrebat, de ce? De ce e legată dragostea cu răbdarea? Mie, frate, să nu-mi spui de răbdare, că eu așa de repede sar și așa de pătimaș sunt, că dacă îmi spui cineva ceva, așa îl tai din prima. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Cădem la testul ăsta cei mai mulți. Zicem că avem dragoste, dar răbdarea nu e acolo. Sau zicem că avem răbdare, dar nu avem dragoste. Și încă un verset frumos în 1 Ioan 2:5. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Dacă păzim cuvântul lui, atunci dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Să ne rugăm și pentru lucrul acesta. Doamne, ține-ne în dragostea Ta. Desăvârșește-ne prin cuvântul Tău și nu prin puterea noastră, prin înțelepciunea noastră. Și ultimul lucru, tot în versetul 21, mi-a plăcut enorm lucrul ăsta. Și așteptați îndurarea Domnului nostru, dar vedeți, noi așteptăm îndurarea Domnului pentru clipa de acum. Cei mai mulți trăiesc pentru acum. Noi vrem acum să se întâmple toate lucrurile. Și uite ce spune. Și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Uitați, un verset frumos care mi-a plăcut și care cred că ar trebui să fie o lecție pentru noi. Noi cerem: Doamne, îndurarea Ta o vreau. Doamne, îndurarea Ta o vreau. Și cerem de multe ori lucrul ăsta. Și m-am uitat în cuvântul Domnului la Deuteronom 7:9. Spune așa: să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Frați și surori, cerem îndurarea Domnului de multe ori, pentru noi, personal, pentru familiile noastre, pentru bisericile din care facem parte, pentru lucrarea Lui în general. Nu vom vedea această îndurare până când nu-L vom iubi cu toată inima și nu vom păzi poruncile Lui. Nu-i cuvântul meu, nu-L spun de pe o poziție de om care le fac toate lucrurile astea, mi-o spun ca o lecție mie, dar n-aș vrea să trăim în necunoștință de cauză. Cerem toate aceste lucruri, vrem să ne zidim pe o credință prea sfântă, însă refuzăm de multe ori cuvântul Domnului. Căutăm orice altă îndeletnicire și în biserică ne facem ocupație. Îmi aduc aminte
într-una din bisericile în care am slujit, dirijorul de cor, m-am uitat la el, am crescut acolo și dirijorul de cor niciodată n-a fost atent la predică. În timpul predicii întotdeauna căuta cântări și vă spun că am avut și obiceiul ăsta, cu ani de zile în urmă. Gândeam, măi, îs în biserică, cuvântul Domnului sună bine, am și inspirație, hai să caut cântări. Și răsfoiam la cărți de cântări și mă uitam, Domnul nu vrea asta de la noi. Ce să mai vorbim de cei 7 ani de acasă, că atunci când vorbește cineva, trebuie să-i dai respect. Dar aici e cuvântul Domnului, care credem că prin anumiți oameni, El ni-l vorbește, ni-l spune. Vă las pe voi ca să vă judecați fiecare în dreptul lui și eu mă judec în dreptul meu. Ce trebuie să fac atunci când cuvântul Domnului este rostit? Cum trebuie să fie inima mea și mintea mea atentă la cuvântul acesta? Să ne rugăm prin Duhul Sfânt, așa cum am spus, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, să ne ancorăm de dragostea lui Dumnezeu și atunci când ne vom ancora în dragostea lui Dumnezeu, vom putea arăta și altora. E așa de greu, dar vom putea arăta și altora. Așteptați îndurarea lui Dumnezeu și cât de mult o așteptăm, cât de mult așteptăm ca El să ne ridice pe fiecare, ca El să mai schimbe, să mai cioplească noi, ca El să mai lucreze în inimile noastre schimbare și apoi să nu uităm, pentru cei care suntem tineri, avem copii și vrem ca această îndurare a lui Dumnezeu să arate și în viețile lor. Cum? Cum dacă nu vom păzi noi poruncile lui Dumnezeu? Cum dacă copiii noștri se vor uita la noi și vom... Noi suntem paraleli. Noi suntem paraleli cu viața de credință, paraleli cu cuvântul Domnului. Am ascultat pe un frate predicând acum vreo 2 săptămâni și fratele a predicat despre pe cine ți alegi sfetnic în viață. La început parcă zic, măi, să ascult tot mesajul ăsta. Am zis, măi, dacă am dat peste mesajul ăsta și am început să-l ascult, nu-i întâmplător. Domnul întotdeauna vrea să-ți comunice ceva. Și spunea el la un moment dat, zice, frați, a fost destul de dur fratele cu biserica, zice, frați și surori, câți dintre voi veniți la mine să mă întrebați, frate, în legătură cu problema asta, ce spune cuvântul Domnului? În legătură cu situația asta, ce să fac? Cum să mă comport? Cum spune cuvântul Domnului? Și le-a spus direct pe nume și a și, dacă mi-amintesc, a și spus câtorva pe nume acolo, zice, și tu ai venit la mine, frate X? Și zice, așa, direct în biserică le-a spus și zice, care-i felul în care voi vă apropiați de fapt de un păstor, de un frate din biserică care ar putea să vă spună, băi, cuvântul Domnului spune așa, cum vă apropiați voi? Vreți să vă interesează cum să procedează biblic? Și le-a spus, zice, nu vă interesează. Voi vreți după mintea voastră să rezolvați toate lucrurile. Ai, ce greu a picat la oamenii aia. N-a spus unul un amin în biserică. Așa să-i ataci direct pe oamenii la care tu ești păstor și să le spui, nu vă interesează, nu veniți, unul nu veniți să-mi spuneți, frate, Biblia spune așa, să ne comportăm așa, să facem așa. Nu, fiecare zice, eu așa cred că trebuie să faci. Părerea mea este asta, opinia mea este asta. Ce am vrut să spun cu asta? Să venim la cuvântul Domnului cu orice situație pe care o avem, pentru că cuvântul Domnului are soluții. Dacă credem lucrul acesta, cuvântul Domnului are soluții. Și ne învață să nu fim din aceia care ani și ani și ani venim duminicile în casa Lui, nu ascultăm cuvânt, nu ne rugăm prin Duhul, nu ne ținem de dragostea Lui Dumnezeu, nu vom vedea nici măcar îndurarea Lui, nici pentru noi, nici pentru familiile Lui, nici pentru biserică, dar suntem religioși. Suntem religioși. Ne-am format și noi, așa cum alții au timpul acesta, duminica, mă duc și eu la biserică. Aș vrea ca Domnul să ne cerceteze pe fiecare în dimineața aceasta, știind că vom lua, după câteva minute, ne vom atinge de lucrurile acestea simbolice, dar care înseamnă mult, sângele și trupul Domnului Iisus Hristos. Și eu, pentru mine, vreau să mai existe o curățire și astăzi, în casa Lui, pentru mine, sufletul meu, pentru familia mea. Dacă și voi doriți lucrul acesta, haideți să ne ridicăm.
Și pentru lucrurile acestea și altele, pentru cei bolnavi, pentru cei care sunt în nevoie, haideți să venim înaintea Lui cu rugăciune. Ajută-mă că amândouă să le folosesc împreună, Doamne. Amin. Iartă-mă, Doamne, să că de atâtea ori sar și rapid la mânie, Doamne. Iartă-mă, Doamne, să și curățește-mă, Doamne. Amin. Te rog, Tată din Cer, să mă ajut, Doamne, să respect cuvântul Tău, ori de Amin. Câte ori este vorbit, Doamne, să-mi dai înțelepciunea ca să-L înțeleg, Doamne Iisuse. Și în toate, Doamne, vreau să Te laud pe Tine și să preamăresc numele Tău, cel mare, cel sfânt și cel bun. Și Te rog frumos să cobori astăzi aici, Amin. Prin Duhul Tău cel sfânt, peste fiecare din noi, Doamne Iisuse, să pui pecetea Ta peste noi, Doamne Iisuse, să ne ajuți, Doamne Iisuse, ca să fim, Doamne Iisuse, candele vii, Doamne Iisuse, în lume. Și Îți mulțumim pentru toate. În numele Domnului Iisus Hristos m-a rugat. Amin. Amin. Te laud, Doamne, și eu pentru bunătatea și îndurarea care Glorie. Ți-o evași față da, de biserica noastră, Glorie. Doamne Iisuse, să binecuvântez toți membrii bisericii. Te rugăm, Doamne Iisuse. Să binecuvântez închinarea noastră. Te rugăm, Doamne Iisuse. Îți mulțumim pentru protecția care mi-o dai în fiecare zi, Doamne Iisuse, și o vedem cu ochii noștri, Doamne Iisuse. Îți mulțumim pentru dragostea Ta, rog da, pentru cuvântul Tău să-L sfințești, rog pentru sufletele noastre să ne ajut să ne rugăm în Duhul Te rugăm, Sfânt. Doamne, legătura frățească, strânge-o, Doamne. Te rugăm, Doamne. Îți mulțumim și pentru masa Ta, Doamne Iisuse, da, să ne sfințești, te rugăm, te rugăm. Și toată lauda să fie a Ta, a Domnului Iisus, laudați. Și a Duhului Spirit. Amin. 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 Și dorim să-ți mulțumim pentru că și în aceste clipe tu ne cercetezi. Slavă ție, Doamne! Mă văd așa de slab cum privesc lumina cuvântului Tău și te rog, Doamne, lasă Duhul Tău ce sunt peste noi. Amin! Peste fiecare dintre noi să rămână în urmă. Și atunci cere numai după voia Ta. Îți mulțumim pentru că ești bun, Slavă ție, Doamne, ne cercetezi. Slavă ție! Îți mulțumim și pentru încercările prin care ne treci. Slavă! Doamne, ai lăsat despărțire în anumite locuri. Amin. Este greu. Fie ca nădejdea întâlnirii să rămână sufletele peste care ai adus aceste greutăți. Da, amin. Fie ca nădejdea revederii, Doamne, să rămână bine în inimile lor. Amin. În cazul prin care trec, Doamne, să nu-i îndepărteze de Tine. Amin. Chiar dacă sunt șosor și chiar orice ar fi, știind că acestea sunt lucruri grele prin care trecem destul de greu. Iată, Doamne, pentru că avem puțin în vreme de Tine și iată, lucrurile pe care le-ai promis. Ar trebui în fiecare zi să priviți pe lucrurile de sus și pe ceea ce ne așteaptă. Și chiar dacă suntem Tine, Doamne, știm că Tu hotărăști clipa când ne urmă. Așa, iată. De aceea pune noi nădejdea revederii. Amin. În orice clipă.
Binecuvintează și pe cei care sunt bolnavi, Doamne. Te rugăm, Doamne. Cum puternicește ca să treacă cu bine. Te rugăm, Doamne. Ca să realizi suferință. Da, da. Îți mulțumim pentru bunătatea din dimineața aceasta. Îți mulțumim pentru lucrul tău. Și am ca să rămâi alături de noi și prietenilor și la părtășia la masă. Te rugăm. De aceea te rugăm să rămâi în continuare Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Până în ziua aceea. Amin. 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 De multe ori, Doamne,
Te rog ca Tu să lași binecuvântarea Ta peste casele noastre. Te rog, Doamne, te rog, Doamne.
Doamne, te rog și pentru cei care Tu îngădui să treacă prin probleme și prin cazuri și prin boale. Doamne, știm că Tu poți cu fiii Tăi pe brațele Tale puternice. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu poți aduci vindecare, Tu poți aduci vindecare. Doamne, te rog pentru familia noastră. Faci, Doamne, ca să simtă prezența Ta. Puterea Ta, Doamne, care o întărește. Te rog, binecuvintează-i familia. Să întărești nădejdea oricărui care este fără nădejde și care se uită la Tine, Doamne, după ajutor. Doamne, ne ridicăm și noi ochii și știm că ajutorul vine numai de la Tine. Și dorim, Doamne, să înălțăm numele Tău și să Te aducem toată mulțumirea, Doamne, pentru că ești vrednic. Și îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Binecuvintează-ne împărtășia la masa Ta. Dorim ca să apreciem, Doamne, toată jertfa Ta și toată dragostea pe care Tu ai făcut de noi. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Și robii Tăi. Dorim, Doamne, ca să Te ascultăm pe Tine în dimineața aceasta și Te rugăm ca Tu să lucrezi în viața noastră. Amin. 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 Îți mulțumesc, Tată, pentru că Tu ești Dumnezeul nostru. Să faci legătura dintre om și Tine. Îți mulțumesc în Fiul Tău și pentru jertfa de pe Golgota Ta. Doamne, de atâtea ori nu trăim după voia Ta, Doamne, după legile Tale. Rugăm, Doamne, să ne ajut la lucrul acesta, Doamne, pe mine personal, te rog să-mi dai răbdare, Doamne, te rog să-mi dai dragostea Ta, Doamne, și ajută-mă să împlinesc poruncile Tale în fața familiei mele, Doamne, și în fața Tatălui, Doamne, și ajută-mă să te iubesc din tot familia. Te rog, Dumnezeu meu, să ne dai înțelepciune cum să facem rugăciunii, Doamne, și ajută-ne ca să fim pregătiți pentru Dumnezeu cu Tine. Te rog pentru Tatăl Aurel, pentru sora Camila, Doamne, 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 Doamne
totodată, Doamne, Tu poți să le vindești sufletele noastre și al tuturor celor tate din noi. Te rog, da. Pentru biserica Ta, Doamne, amin. Să te rugăm. Amin. Amin. Doamne, Ție, te rog, 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 și vederea noastră este acordată pentru veșnicie. Amin. Doamne, te rog să ne binecuvânteze în ziua aceasta. Cu nevoile noastre, îți mulțumesc pentru cei care se bucură de sănătate, toți copiii care sunt sănătoși, toți frații, pentru cei care încadrui încercare, Doamne, Dumnezeu, de tot copii să nu-i renunța singur, pentru că nu-i Doamne, pentru crearea ta în situația lor, alinarea dumneavoastră, binecuvântează familia Vasilescu, binecuvântează Doamne pe Alexandra, Doamne Dumnezeule, te rog să binecuvântești pe cei mirului, binecuvântează Doamne Dumnezeule, pe toți românii de lucruri, Doamne, te rog frumos să ne dai ca înțelepciunea și suferia, să știe cum să duce pe familia ta, Doamne, ne gândim să la ta, Doamne, Tu ești stăpânul nostru, de iubitate de mulți, să păsate de mulți, pentru că de fapt, sigurul Tău e o să moare la Domnul. Doamne, umple inimile noastre de recunoștință. Amin. Și fie ca jertfa aceasta, Doamne, să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Amin. Îți mulțumesc pentru că prin sângele noi am primit iertare. Doamne, ajută-ne să nu uităm niciodată. Amin. Și ajută-ne să putem ca în puterea acestei iertări să iertăm pe cei de lângă noi. Amin. Vrem pe care să facem voi iertare. Să te vin cu toată inima pe tine și pe toată în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Mulțumesc, Doamne, pentru toată lăbdare și pentru tot sfârșitul. Iar ne facem și cei care sunt. Mulțumesc, Doamne, să ne ierți, că mulțumim să zidim și de mai multe discuturi. Așa, trebuie, Doamne, să vedea înțelepciunea ta. Doamne, să fim din aceea care au cuvântul Tău. Amin. Amin. Amin, Domnul să fie lăudat. Haideți să ocupăm locurile. Orchestra laudă pe Domnul.
curățit ești de păcat și înnoit curat prin sângele lui Iisus, ești născut din nou de patim mântuit, curat prin sângele lui Iisus. Curățit ești de păcat și înnoit, curat prin sângele lui Iisus, ești născut din nou de patim mântuit, curat prin sângele lui Iisus. Curățit ești și tu prin sângele răscumpărător, haina ție curată ca și zăpada, prin sfânt sângele al lui Iisus. Curățit, curățit ești și tu prin sângele răscumpărător, haina ție curată ca și zăpada, prin sfânt sângele al lui Iisus. Stăruivei credincios, crucea purtând, curat prin sângele lui Iisus, vei urma condus de a lui Iisus, curat prin sângele lui Iisus. Curățit ești și tu prin sângele răscumpărător, haina ție curată ca și zăpada, prin sfânt sângele al lui Iisus. Curățit, curățit ești și tu prin sângele răscumpărător, haina ție curată ca și zăpada, prin sfânt sângele al lui Iisus. Slavă lui! Este numai prin mila și îndurarea lui Dumnezeu că putem să fim astăzi împreună. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Orchestra a cântat cântarea Ai dat ce ai mai bun lui Iisus. Și cuvântul Domnului spune, dacă putem să ne dăm orice, până și trupul să fie ars, dacă nu este dragostea lui Hristos în noi, dacă nu suntem curățiți de dragostea Lui și îmbrăcați în dragostea Lui, totul este zadarnic. Haideți împreună să ne apropiem de acest Dumnezeu care a dat totul pentru noi, ca în El să avem tot ceea ce ne trebuie pentru viața aceasta, dar mai mult ca atât, pentru veșnicie. Vă salutăm pe toți în casa Domnului, în Biserica Emanuel. Mă bucur că fratele păstor Cristi Crăciun este cu noi. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. E o binecuvântare să mai ai un păstor lângă tine. Și să știți că am socotit întotdeauna și am spus-o și vreau să practic. Un păstor care nu respectă un alt păstor nu este păstor. Suntem chemați înaintea lui Dumnezeu să dăm cinstea și respectul și Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Crăciun, Amin. Pe lucrarea care o face, Domnul să binecuvinteze toți slujitorii, toți Amin. Care se ridică în numele Lui. Amin. Și în mod deosebit în ziua aceasta, Domnul să se îndure de cei bolnavi, de cei Amin. Ce trec prin încercări. Haideți să ne unim inimile înaintea lui Dumnezeu și să chemăm ajutorul Lui în continuare la serviciul acesta de închinare. Doamne, îți mulțumesc frumos pentru că dragostea Ta ne strânge și îți mulțumesc pentru credința care ai sădit-o în inimile noastre și îți mulțumesc pentru cuvântul prin care ne-ai vorbit, prin care a venit credința și prin care credința continuă să crească. Binecuvântat să fii, Doamne Dumnezeule, pentru că în îndurarea Ta ne-ai purtat de grijă fiecăruia dintre noi
Îți mulțumesc pentru purtarea de grijă în lucrurile materiale. Îți mulțumesc pentru viața aceasta fizică. Îți mulțumesc în mod deosebit, Doamne, că în Domnul Iisus Hristos te-ai îngrijit de sufletele noastre. Doamne, îți mulțumesc pentru că ești Tatăl nostru. Îți mulțumesc pentru că în Iisus Hristos avem un Mântuitor. Îți mulțumesc că nu suntem singuri în necazurile și problemele vieții. Îți mulțumesc că ai fost cu noi. Îți mulțumesc pentru felul în care ai ocrotit biserica ta. Ne-ai dus până aici, Doamne. Te rog să binecuvintezi toți frații și surorile. Și, Doamne Dumnezeule, vrem să mergi cu noi și mai departe. Amin. Oricare ar fi împrejurările prin care trecem, un singur lucru doresc, Doamne, să stăm lângă cuvântul Amin. Tău. Să stăm lângă Tine. Da, să păstrăm credința. Să fim întotdeauna, Doamne, cei care arătăm dragostea Ta în orice circunstanțe. Și, Doamne, să păstrăm nădejdea și un cuget curat. Binecuvintează slujitorii Tăi în această zi, oriunde se ridică numele Tău. Binecuvintează și pe fratele Cristi. Binecuvintează, Doamne Dumnezeule, în mod deosebit pe cei ce trec prin probleme. Aduc înaintea Ta pe sora Camelia. Doamne Dumnezeule, Tu ai intervenit în viața ei. Continuă să faci minune. Îți mulțumesc pentru că îl vei binecuvânta și pe fratele Aurel. Îți mulțumesc pentru că sora Magda este cu noi. Binecuvintează, Doamne. Lucrează și în trupul ei. Binecuvintează și pe Alexandra. Binecuvintează, Doamne, și pe fratele Emilian. Doamne Dumnezeule, binecuvintează și pe prietenul Andrei. Tu știi nevoile noastre, Doamne, în ziua aceasta prin Duhul Sfânt. Fie lucrarea Ta desăvârșită între noi. Doamne, nu vrem să fie omul, ci, Doamne, vrem doar să fim niște instrumente și să Te arătăm pe Tine. Prin Duhul Sfânt, Doamne, ne punem la dispoziția Ta. Curățește-ne. Personal te rog pentru o curățire, Doamne, din nou în ziua aceasta. Curățește-ți biserica Ta. Și fie ca slava Ta să fie peste locul acesta. Și oriunde se află copiii Tăi, arată-ți puterea Ta. Și arată-ți mâna Ta vindecătoare peste cei bolnavi. Numele Domnului Iisus te rog. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. La atache mare vin înaintea Ta, pășesc și în sângele-ți și odată a curs, caut să mă mântuiesc. You
ți-ai sfârșit, căci prin sfânt sângele-ți vărsat pe noi ne-ai fericit. La tine vin cu drag, refrenul încă o dată, după aceea vom asculta cuvântul Domnului predicat. La tine vin cu drag, Mântuitor iubit, mă spală în sângele-ți vărsat pe spus la fratele Vasile că ceasul de pe perete s-a oprit și asta însemnează că va trebui să am un alt ceas și ceasul care l-am pe mână l-am lăsat acasă. Și atunci probabil că cel mai bun lucru pe care să-l fac este să găsesc un alt ceas. Am rămas surprins că, și Cosmin vede ceasul, trebuia să avem anunțurile și am trecut la predică și mi-am dat seama, e timpul, timpul e scurt. Mă bucur că putem avea părtășie la Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea ca în timpul acesta care a rămas să putem să fim zidiți de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm și să citim Cuvântul lui Dumnezeu, ne întoarcem la cartea Levitic. Vom citi de la capitolul 3, pagina în Biblie 109. De la capitolul 3 vom citi primele 5 versete și apoi întoarcem la capitolul 7, de unde vom citi de la versetul 11 la versetul 16. Pagina în Biblie 109, Leviticul, capitolul 3. Când cineva va aduce Domnului un dar ca jertfă de mulțumire, dacă îl va aduce din cireadă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, să o aducă fără cusur înaintea Domnului, să pună mâna pe capul dobidocului, să-l junghie la ușa cortului întâlnirii și preoții fiii lui Aron să stropească sângele pe altar de jur împrejur. Din această jertfă de mulțumire se aducă drept jertfă mistuită de foc înaintea Domnului grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ține de măruntaie, cei doi rărungi și grăsimea de pe ei și de pe coapse și prapurul de pe ficat pe care îl va deslipi de lângă rărungi, fiii lui Aron să le ardă pe altar deasupra arderii de tot care va fi pe lemnele de pe foc. Aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Întoarcem la capitolul 7 și citim de la versetul 11. Iată legea jertfei de mulțumire care se va aduce Domnului. Dacă cineva o aduce ca jertfă de laudă, să aducă împreună ca jertfă, cu jertfă de mulțumire niște turte nedospite, frământate cu un de lemn, niște plăcinte nedospite, stropite cu un de lemn și niște turte din floarea de făină, prăjite și frământate cu un de lemn. Pe lângă aceste turte să se aducă și pâine dospită pentru darul lui de mâncare împreună cu jertfa lui de laudă și de mulțumire. Din toate acele daruri să aducă Domnului câte o bucată, ca dar ridicat ea să fie a preotului care stropește sângele jertfei de mulțumire.
carnea jertfei de laudă și de mulțumire să fie mâncată chiar azi, în ziua în care este adusă, să nu se lase nimic din ea până dimineața. Dacă aduce cineva o jertfă pentru împlinirea unei juruințe sau ca dar de bunăvoie, jertfa să fie mâncată chiar în ziua aceea când o va aduce, iar ce va rămânea din ea să se mănânce a doua zi. Amin. Amin. Doamne, dă-ne și în ziua aceasta prin Duhul Sfânt descoperirea acestui cuvânt. Amin. Vrem să-L vedem pe Iisus Hristos, Fiul Amin. Tău. El este jertfa neprihănită, adusă în locul nostru. Binecuvântat să fii pentru sângele pe care l-a vărsat, pentru iertarea pe care ne-a dat-o. Și, Doamne, vrem să-L proclamăm în ziua aceasta ca Domn al păcii peste inimile noastre și peste biserica Ta. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vă dați seama, doar citind cuvintele acestea, așa cum am spus și altă dată, Cartea Leviticul este o carte foarte greoaie. Are o descriere și v-am spus și altă dată, sunt ca niște imagini pe care ni le dă cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare jertfă este anticipat Domnul Iisus Hristos. Ne-am uitat la jertfa arderii de tot și am înțeles că consacrarea totală, deplină, a fost exprimată de Domnul Iisus Hristos și este ceea ce ne cere cuvântul lui Dumnezeu fiecăruia dintre noi, care vrem să-L urmăm pe El. Nu se poate să nu ne lepădăm de tot ce avem, de tot ce suntem, ca să-L urmăm pe El. Nu putem lua crucea lui Iisus Hristos. Se cere o consacrare deplină. Apoi am văzut în jertfa de mâncare, jertfa aceasta îl arată pe Domnul Iisus Hristos în curăția, în nevinovăția în care El a venit să se aducă ca jertfă. Și ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu la curăție pe fiecare dintre noi. Nu este curăția noastră, este cea pe care El a adus-o pentru noi, pentru că în iertarea păcatelor, El nu numai că ne aduce biruința asupra păcatului, ci îndepărtează tot trecutul. Păcatul nu mai are putere peste viața noastră. Astăzi ne uităm la această jertfă, tradusă în limba română, jertfa de mulțumire. Cuvântul acesta însă exprimă, are o multitudine de înțelesuri. Este tradus și jertfa de pace, jertfa de părtășie. În ceea ce însă cuvântul acesta exprimă, atunci când ne gândim la jertfa aceasta, exprimă că a încetat orice răutate, a încetat orice răzbunare, a încetat tot ceea ce poate ca omul să se gândească la tot ceea ce este rău, ostilitate este cuvântul după care mă uitam, și este o armonie, o înțelegere, este ceva ce produce o calmare, o stare din aceasta de liniște. În același timp este folosit cuvântul acesta și jertfa aceasta care exprimă o stare de prosperitate, o condiție economică bună, o stare în care omul este într-o condiție bună, bună de sănătate, omul este într-o condiție de bucurie, de fericire. De ce vă spun lucrurile acestea? Pentru că toate aceste lucruri le avem în Domnul Iisus Hristos. El este jertfa de pace și am rămas surprins în Faptele Apostolilor la capitolul 10, versetul 36, cuvântul lui Dumnezeu spune: El a trimis cuvântul Său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Observați, El a trimis cuvântul cui? Fiilor lui Israel și le-a vestit ce? Cuvântul sau Evanghelia păcii, vestea bună, prin cine? Prin Iisus Hristos. Evanghelistul Ioan spune, El este cuvântul care era de la început și orice cuvânt în Scriptură este Iisus Hristos. Noi Îl cunoaștem ca Mesia, Cel care s-a întrupat și a venit pe pământul acesta, așa cum Dumnezeu le-a promis evreilor. Și spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, la versetul 13, citim: Dar acum în Hristos Iisus,
voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul, dintre evrei și neamuri, a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat ce? Vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Frați și surori, în dimineața aceasta aș vrea să vă provoc, pe baza acestui cuvânt al lui Dumnezeu, să-L proclamăm pe Iisus Hristos ca Domnul păcii. Și veți observa că jertfa aceasta îl arată pe El și are niște indicații în ce privește această pace care am găsit-o în Domnul Iisus Hristos. Câți dintre noi suntem de acord că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al păcii? Și nimeni nu știe lucrul acesta decât aceia care trec prin încercările vieții, și atunci când în tulburările și problemele vieții te apropii de Dumnezeu, găsești în El izvorul de mângâiere. În Psalmul 190, versetul 50, cuvântul lui Dumnezeu spune: aceasta este mângâierea mea în necazul meu, că făgăduința ta îmi dă iarăși viața. Făgăduința ta îmi dă iarăși viața. Ce mare mângâiere! Psalmistul spune: pentru ce te mâhnești, sufletul meu? Nădăjduiește în Domnul. E interesant însă că în momentele acestea de încercare, Dumnezeul păcii este Cel care ne dă mângâiere, dar Dumnezeul păcii ne restaurează, ne împrospătează, este ca roua care vine peste câmp și face ca florile, iarba și tot ceea ce este să crească, să înverzească. Așa face Dumnezeu pentru copiii Lui. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Romani, capitolul 5, versetul 1. Și știți versetul acesta, majoritatea dintre dumneavoastră am să-l citesc. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, despre care ne-a vorbit fratele Cosmin, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, am citit undeva și am pus lucrul acesta, cei care citiți în limba engleză, îl vedeți pe ecran, o viață care este fără speranță, care este plină de întuneric, care nu are nicio relație cu cei din jur. Este un creștin care n-a intrat într-o experiență a chemării pe care Dumnezeu i-a făcut-o și să se bucure de toate prerogativele sau privilegiile lui Dumnezeu. În Dumnezeu, resursele pe care El ni le dă sunt nelimitate pentru fiecare dintre noi. Știți ce este cel mai trist? Atunci când ne uităm unii la alții și vedem o față tristă. Nu se vede pe ecran, dar partea de jos ar trebui să spunem: ni s-a poruncit să ne bucurăm și Cuvântul Dumnezeu spune cum să ne bucurăm. Bucurați-vă întotdeauna. Și când ne uităm unii la alții și când vedem o față din aceea care este strânsă, lovită, care este așa de aridă, care nu exprimă nimic din dragostea lui Dumnezeu, frați și surori, să venim la Dumnezeu și în starea aceasta. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al păcii. Îl proclamăm pe Iisus Hristos ca Domnul păcii și pentru faptul că în sângele Lui, care a fost vărsat pentru noi, Dumnezeu este Cel care ne-a dat această pace.
Când Iisus Hristos a murit și suferințele Lui, jertfa Lui, moartea și învierea Lui, aș vrea să nu uităm niciodată, ele sunt temelia răscumpărării noastre, a neprihănirii pe care Dumnezeu ne-a dat-o în Hristos. Dar vedeți, oamenii vin la Dumnezeu câteodată numai să fugă de iad, să n-ajungă în iad, să le ierte Dumnezeu păcatele. Dar, dragii mei, Dumnezeu vrea să ne bucurăm în viața aceasta de această relație cu El prin sângele Domnului Iisus Hristos și aceasta este sfințirea. Un om care de la răscumpărare nu ajunge la sfințire, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat. Omul acela nu-L poate sluji pe Dumnezeu, omul acela nu are nicio speranță și oamenii aceștia nu se bucură de părtășie. Ei sunt cei mai mari dușmani ai părtășiei din casa lui Dumnezeu. Fără Iisus Hristos, orice religie am avea, de orice formă, n-ar fi altceva decât ceva rece și fără putere. În cuvintele Apostolului Pavel din 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1, avem o formă de evlavie, dar tăgăduim puterea. Când credem în Dumnezeu, aceasta însemnează că puterea Lui este în noi, este evidentă, prezența Lui este în noi. E interesant, când ne uităm la acest capitol din Levitic, capitolul 3, și e interesant cum Dumnezeu îi pune pe evrei să facă darul acesta, să aducă jertfa aceasta de pace, cu scopul ca ei să nu uite niciodată că există din partea lui Dumnezeu har și milă pentru ei chiar în Vechiul Testament și cu atât mai mult noi, frați și surori, care trăim în Noul Testament, care credem în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. În textul acesta din capitolul 3, e interesant că Dumnezeu spune oricărui om, au fost toate aceste trei jertfe, jertfa arderii de toți, jertfa de mâncare și jertfa de pace sau de mulțumire, toate acestea au fost voluntare. Cine aduce? Dacă cineva aduce, nu a fost nimeni obligat, așa cum și astăzi, omul nu este obligat să vină înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă cineva aude cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt îi mișcă inima, atunci Dumnezeu îi dă binecuvântarea aceasta și observați că sunt câțiva pași pe care i-au făcut oamenii în Vechiul Testament. Cuvântul Sfânt spune în capitolul 3 din Levitic, versetul 2, să pună mâna pe capul dobidocului, să-l junghe la ușa cortului întâlnirii și preoții fiii lui Aron să stropească sângele pe altar de jur împrejur. Jertfa aceasta nu era pentru păcat, dar întotdeauna apropierea față de Dumnezeu implica sânge, frați și surori. În capitolul 17 din Levitic, versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu spune să nu... Capitolul 17 era să citesc de la capitolul 18 și are cu totul ceva deosebit. Căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. Este așa de prețios sângele acesta. Și dacă sângele animalilor a putut să facă ispășire pentru oamenii de atunci, imaginați-vă, sângele Domnului Iisus Hristos face ispășire când omul se identifică, când vii și pui mâna pe Iisus Hristos, când îl faci Domnul tău, când El devine pacea ta. E interesant că după ce omul pune mâna pe animal, pe capul animalului, știți ce se întâmplă? Trebuia să-l junghie. Și e interesant că nu se oprea doar la omorârea animalului, ci trebuia să facă încă trei lucruri. Să ia pielea, să taie și să ajungă la toate măruntaiele care sunt înăuntru, despre care am citit. Fratele Dorel înțelege mai bine, când s-a lucrat la acel purceluș, am plecat, n-aș putea să fiu preot în Vechiul Testament,
Nu-mi place măcelăria, nu-mi plac animalele să le omor și să le văd junghiate și nici măcelărite, dar alții pot, Domnul să vă binecuvinteze. Cineva spunea, nu-mi place să fac lucrul acesta, dar îmi place carnea. Și mie îmi place carnea, dar să nu o văd cum e pregătită. Dar ce e interesant, frați și surori, aici este o învățătură importantă pentru noi. Ca să aduci ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, pentru că așa spune versetul 3, din această jertfă de mulțumire să aducă jertfa, drept jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ține de măruntaie. Vi se pare interesant, de ce grăsimea? Deci ca să ajungi la grăsime, ca să ajungi acolo la cei mai buni, trebuie să tai, trebuie să te duci în adânc. Un creștin care rămâne doar la suprafață, care cuvântul lui Dumnezeu nu se duce dincolo de piele, nu pătrunde, intră pe ureche, spunem noi, și iasă pe cealaltă. Acel om este văduvit de ceea ce este cel mai frumos lucru, să fie o aromă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Știți că în Geneza, capitolul 4, versetul 4, când Abel aduce jertfă, el ce aduce? Aduce un animal pe care l-a adus și zice ce, din grăsime, ce era mai gras. Când Iacov se duce la faraon, știți ce îi spune lui faraon, faraon lui, Moise, lui Iosif? Îi spune, să du-te la tatăl tău și spune-i să vină în Egipt și îi voi da ce? Grăsimea, toată grăsimea Egiptului, ceea ce e mai bun. Ceea ce e mai bun, care aparține lui Dumnezeu, poate într-un alt cuvânt, este inima omului. Sunt acele lucruri care sunt în noi și care sunt cercetate de Dumnezeu, care sunt tăiate de Dumnezeu, care sunt despicate de Dumnezeu și care sunt curățite. Pentru că tot ceea ce se punea înaintea lui Dumnezeu pe altar trebuia să fie spălat înaintea lui Dumnezeu. M-am gândit, lucrul acesta nu l-am pe PowerPoint, îmi pare rău că l-am făcut și la urmă mi-au venit gândurile acestea, dar într-un fel, nu toate acestea indică la Domnul Iisus Hristos? Nu a fost Domnul Iisus Hristos prezentat în templu așa cum trebuia prezentat animalul pentru jertfa aceasta de pace, de mulțumire? N-a fost acest animal junghiat, n-au pus mâna pe Domnul Iisus Hristos, așa spune evanghelistul Luca despre Domnul Iisus Hristos, au pus mâna pe El ca să-L ducă să-L răstignească, dar ce e interesant, nu L-au omorât în templu. Și apostolul Pavel în Evrei, capitolul 13, versetul 13, spune să ieșim unde? În afară de tabără. L-au scos în afara Ierusalimului, orașul păcii, orașul unde locuiește prezența lui Dumnezeu, unde era templul lui Dumnezeu, să ieșim și să suferim ce? O cara împreună cu El. Dar, frați și surori, aș vrea să vă spun, mai am 10 minute, am tresărit că am uitat de ceasul acela, îmi place să stea la, să am tot 15 minute, aș vrea să vă spun în ce privește proclamarea Domnului Iisus Hristos ca Domnul Păcii. E important să nu uităm, El este Cel căruia să-i dăm ce este mai bun din viața noastră. Fratele Claudiu mi-a spus, a fost în Lugoj un frate avrămuț cu care mergeam în misiune și era o cântare care îi plăcea și întotdeauna cântam, am dat oare ce am mai bun lui Iisus. Aceste lucruri care noi le facem din afară, nu este ceva mai bun. Dacă sunt doar buzele, dacă sunt doar mâinile, dacă este doar gura, dar dacă în lăuntul nostru nu e pătrunde prezența lui Dumnezeu, nu este curățirea lui Dumnezeu, nu ne ajută absolut cu nimic, aș vrea în dimineața aceasta să vă îndemn, haideți să-i dăm lui Dumnezeu cele mai adânci afecțiuni și emoțiile care sunt cele mai senzitive. Haideți să-i dăm în dimineața aceasta lui Dumnezeu dragostea care este cea mai
sensibilă, care simte atât de adânc la ceea ce este El, la ceea ce a făcut El. Știți, când focul acesta care arde pe altar, dacă nu are ceea ce e mai bun, aroma care se ridică spre Dumnezeu nu ajută fie niciunuia dintre noi absolut cu nimic. Ne cheamă Dumnezeu în dimineața aceasta să putem să extindem ceea ce e mai bun pentru El, pentru că, frați și surori, adeseori în familie, noi ca soți și soții vrem să facem ce e mai bun pentru soțul sau soția, pentru copiii noștri sau chiar pentru alții. Când însă ceea ce e mai bun nu se duce înaintea lui Dumnezeu, e un mare har să te scoli de dimineață, să-i dai lui Dumnezeu timpul cel mai bun, orele cele din tâi, când ceilalți poate dorm. Și în special soții, ca preoți ai familiei, și să petreacă un timp înaintea lui Dumnezeu și să-și orienteze inima, să le cerceteze Dumnezeu adâncul, să facă Dumnezeu acea schimbare care este necesară în viața noastră a fiecăruia. Atunci când îl proclamăm pe Iisus Hristos ca Domn, am spus, El este, Dumnezeu este sursa păcii, Iisus Hristos este Cel care și-a vărsat sângele și este Cel pe care ne bazăm credința noastră, în care avem răscumpărarea, în care avem sfințirea, în care avem părtășia cu Dumnezeu, dar El dorește ceea ce este mai bun și aș vrea să închei cu gândul acesta. Adevărata părtășie atunci când Iisus Hristos este Domnul păcii, aceasta se realizează atunci când cei ce sunt parte din trup se împărtășesc cu trupul și sângele Lui. Uitați-vă la 1 Corinteni, capitolul 10, la versetul 16, Apostolul Pavel spune aceste cuvinte: paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Și ascultați, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Este această realitate în care noi ca mădulare suntem legați unii de alții, e această comuniune care este între noi și Dumnezeu și între fiecare dintre noi, unii cu alții. Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, are aceste cuvinte care sunt cunoscute de fiecare dintre noi. La versetul 10 îl spune: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Dragii mei, dacă n-am înțeles moartea lui Iisus Hristos, nu vom putea avea părtășia aceasta adevărată cu El și unii cu alții. Avem nevoie de Cel crucificat. Avem nevoie să ne identificăm cu El. Avem nevoie să simțim atunci când ne apropiem de masa Domnului, să auzim încă o dată ciocanele care au bătut mâinile Lui și picioarele Lui pe crucea de la Golgota. Avem nevoie să simțim încă o dată trăirea aceasta pe care a avut-o Fiul lui Dumnezeu pentru noi. Dar adevărata părtășie, frați și surori, este într-adevăr în părtășia cu trupul și suferință și sângele Lui, în înțelegerea morții și a învierii Lui, dar este și o colaborare pe care noi avem, o participare în lucrarea lui Dumnezeu. Noi suntem într-un parteneriat. Acei care sunt în trupul lui Hristos au obligația înaintea lui Dumnezeu, așa cum făceau ucenicii în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42, spune: stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Dacă nu facem aceste lucruri, pierdem acest parteneriat. Îmi place așa de frumos în Roman 15, versetul 26, cuvântul Domnului spune: creștinii din Macedonia și Ahaia
au auzit că frații lor au avut nevoie de ajutoare și Cuvântul Sfânt spune, au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinți. Iar în capitolul 2, în 2 Corinteni, versetul 8:4, Apostolul Pavel vorbește despre părtășie la strângerea de ajutoare pentru sfinți. De aceea când vin frați misionari, frați păstori din România, frați care sunt chemați să lucreze pe câmpul Evangheliei, este o răspundere. Suntem într-un parteneriat cu ei, nu ne ducem noi, dar îi susținem pe cei care se duc. Dar aș vrea, parcă într-un fel m-am gândit pe un ton negativ, aș vrea să spun lucrul acesta în dimineața aceasta la cina Domnului. Atunci când vorbim despre proclamarea Domnului Iisus Hristos ca Domnul Păcii, atunci când ne dăm seama că Dumnezeu este un Dumnezeu al păcii, această pace a fost obținută de sângele Domnului Iisus Hristos, atunci când vrem să-i dăm Domnului Iisus Hristos ceea ce este mai bun din ceea ce avem din noi și atunci când vrem să avem adevărata părtășie cu El. Există o problemă despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, capitolul 1, și aș vrea să deschideți cu mine. În 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 3, este imposibil să fie părtășie dacă unii trăiesc în lumină, iar alții trăiesc în întuneric. Iisus Hristos nu este Domnul Păcii și nu-L proclamăm pe El ca Domn al Păcii. Ascultați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Scopul este părtășia cu Dumnezeu și cu Iisus Hristos. Întotdeauna când venim în locul acesta, aceasta este prima întrebare. Am părtășie cu Dumnezeu? Am avut eu părtășie cu Dumnezeu în săptămâna aceasta? Am stat eu lângă Cuvântul lui Dumnezeu? Am stat eu de vorbă cu Iisus Hristos? A fost Duhul Sfânt care m-a îndemnat să fac lucrurile necesare pentru sufletul meu? Și spune Apostolul în continuare, și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Frați și surori, nu putem avea bucurie fără această părtășie. Dacă unul suferă, toți suferă. Dacă există o problemă, problema aceasta ne afectează pe toți. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Întunericul și lumina nu pot să fie împreună. Când Dumnezeu vine cu lumina Lui, întunericul este cel care trebuie să părăsească viața omului, inima omului. Și auziți ce spune în versetul 6, dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. M-am gândit la versetul acesta. Cea mai mare tragedie, atunci când ai puterea, când ai harul să fii la Cel ce este adevărul, la Cel ce știe tot ce este în inima mea și să-L minți pe El, să-I spui Lui altceva decât adevărul. De aceea primul lucru când stăm înaintea lui Dumnezeu, acasă, în cămăruță sau aici, trebuie să ne cercetăm inima și să-I spunem ceea ce știm că El știe, dar să-I spunem că știm și noi. Dacă zice că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele Lui, Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. În dimineața aceasta, Iisus Hristos, care este arătat oglindit în jertfa de pace, de mulțumire, este Cel pe care vrem să-L proclamăm ca Domn al păcii peste viața noastră. Fie ca
Duhului Dumnezeu să ne cerceteze adâncul nostru. Ne apropiem de pâinea care simbolizează trupul și ne apropiem de vinul care simbolizează sângele. Fie acest moment o cercetare personală înaintea lui. Și pentru toți aceștia care am recunoscut păcatul și care recunoaștem că Iisus Hristos, Domnul Păcii, a venit să facă pace stând pe cruce între noi și Dumnezeu și vărsându-și sângele pentru noi, în dimineața aceasta ne apropiem și sărbătorim. Sărbătorim nu numai ceea ce El a făcut, și ceea ce El a promis că va face. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, facem pe pământul acesta acest lucru, într-o zi vom închide și noi ochii. Dar ce mare har să te trezești pe tărâmul acela în veșnicie la ospățul lui Dumnezeu. La masa lui Dumnezeu, să fii invitatul lui Dumnezeu și să te bucuri ca unul care ai cunoscut iertarea păcatelor prin sângele Domnului Iisus Hristos. Înainte ca să frânge pâinea, așa cum a făcut Domnul Iisus Hristos, El a luat pâinea și spune cuvântul înainte ca să frângă, a mulțumit lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm, de vrea să-i rog pe fratele Iacob să mă însoțească în dimineața aceasta în a oferi pâinea și vinul, datele aurelor. Nu uitați să vă rugați pentru El, nu este cu noi și pentru sora Camelia în mod deosebit. Dar mulțumim lui Dumnezeu pentru că în acest sânge am găsit iertare, în acest truc care a fost scris, este trupul lui Iisus Hristos. Să facem deosebire în dimineața aceasta între trupul lui Iisus Hristos și pâinea care ne dă. Este dragostea care s-a frânță cu noi. În rugăciune cerem această binecuvântare și Tatăle Costin ne va conduce în această bine. Te rugăm și în aceste momente în care vom gusta din pâinea aceasta care ne prezintă trupul Domnului nostru Iisus Hristos, să binecuvintez această pâine, așa cum am fost învățați de cuvântul Tău să facem. Cerem ca binecuvântările cerești, Doamne, să coboare peste viețile noastre, ca în gura noastră această pâine, Doamne, să nu uităm că trupul Tău a fost umilit, Doamne, pentru păcatele noastre, a fost schinguit pentru păcatele noastre, Te-ai dat morții ca noi să avem viață veșnică, ajută-ne și pe noi ca în exemplul Domnului nostru Iisus Hristos să devenim imuni atunci când ni se aruncă în față anumite lucruri, atunci când ni se spun vorbe. Ajută-ne, Doamne, ca să putem să ducem lucrurile acestea mai departe, dovedind că suntem copiii Tăi. Dă-ne, Doamne, nu un duc de răzbunare, ci pune în noi dragostea Ta, pune în noi pacea Ta, așa cum am auzit. Mulțumim pentru cuvântul rostit, pentru Cel care l-a rostit. Binecuvintează-ne pe toți, familiile noastre și numele Tău, Doamne, să fie binecuvântat, glorificat în mijlocul nostru. Amin. Amin. Wow.
luați cu toți din trupul meu, sufletul meu întăriți. Yeah.
acesta este sângele meu care se plânge, se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor, se bate pentru acesta spre Domnul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta, pentru aula acesta alcătă și la suferințele Domnului Iisus Hristos, pentru că El este Domnul Frate și Domnul nostru. Ne închinăm înaintea lui Dumnezeu rugăciune și rog pe Tatăl Hristos Cristi Crăciun să ne permită în această rugăciune. Doamne Dumnezeule, ne închinăm înaintea Ta, pentru că Tu ești Cel care ne-ai creat și ne-ai răspundat la soare. Mulțumim pentru Fiul Tău, pentru Cel care a învinit toată legea. Mulțumim pentru Cel care este în vinirea legii și, Doamne, mulțumim pentru El care a fost iertat. Pentru alentezii lui. Doamne, mulțumim frumos că ne-am putut aduce aminte din nou. Și-a făcut ieri pentru noi. M-a luat, Doamne, suferințele noastre. M-a luat viața ca să dă nouă pacea. Doamne, mulțumim că prin vremele Lui suntem conștiți. Mulțumim pentru suferințele Lui. Doamne, mulțumim pentru că a purtat batjocura noastră. Mulțumim frumos, Doamne, pentru că ai pătrunit în locul nostru, pentru păcatele noastre. Doamne, Te-am dat frumos, ne-a pus. Ne cercetăm viața continuă. Doamne, avea să vedem dacă lucrurile acestea e salvare pentru noi. Vreau să vedem, Doamne, dacă trăim după cum ne-ai învățat să trăim. Adoasă-ne, Iisus. Te rugăm frumos, Doamne, să primești mulțumirea pentru comisiunea noastră. Pentru o zi cum o să la masă cu Tine, în Împărăția Tatălui Tău. Mulțumim frumos, Doamne, pentru că Tu ești Cel care ai ridicat ființele noastre. Tu ești Cel, Doamne, care ai pus în noi Duhul Tău Cel Sfânt și, Doamne, mulțumim că ne-ai născut din nou la o viață nouă. Am vrea ca de mult, Doamne, să binecuvântezi fiecare copil. Am vrea, Doamne, să binecuvântezi părtășirea Bisericii. Binecuvântezi, Doamne, unitatea Bisericii. Am vrea, Doamne, ca Duhul Tău să fie, să se desfășească și să fie, Doamne, curățit. Amin. Te rugăm frumos, Doamne, să ne dai răbdarea Ta, să ne dai blândețea Ta, să ne dai medalii și toate atâtele Tale. Amin. Însușim și noi și, Doamne, te rugăm frumos să ne dai călăuția Ta. Amin. Te binecuvântăm de acum și vești, Tatăl Fiul Sfânt. Amin. Amin. Și harul bogat al Domnului Iisus Hristos, iubirea Părintelui Ceresc și părtășia Domnului Sfânt, să fie și să rămână cu noi toți și acum și până în ziua veșniciei. Amin. Amin.